Turn on, tune in, drop out. Still FM Radio, cea mai bună muzică. Kick-Ass Radio Imaging. Salutare la toți și la toate, vă spune nimeni altul decât Daniel Zvartoș, de aici de la Radio Stil FM, un radio pentru toți, creația ta tânără, mereu alături de tine. Sunt la una dintre emisiunile foarte interesante, care se numește Radio Recepții DX. Calendarul indică data de 24 ianuarie, iar acum pe 24 ianuarie vreau să vă spun că vin cu o explicație foarte interesantă. Pentru început vreau să vă spun despre fenomenele de sporadic care au făcut în așa fel încât să ne simțim iarăși ca vara. Un mic sezon sporadic care s-a deschis din cauza ciclului solar 24. Ei, mai oameni buni, pe final vreau să vă spun că am primit două mesaje, adică unul este mail și unul l-am văzut pe un forum, care îmi pun o întrebare cam interesantă pe care o să o dezbat în momentele următoare. Deci vreau să vă spun de pe acum că după fundalul sonor o să revin, dragii mei, dragile mele, aici alături de programul Stil FM și o să vă vorbesc despre subiectele care le-am pe această emisiune. Fundalul, vă rog, nu? Ei da, dragii mei, dragile mele, am revenit aici alături de Radio Stil FM și, bineînțeles, emisiunea Radio Recepții DX. Haideți să începem cu recepțiile de pe sporadic. Data de 18 ianuarie, o dată foarte interesantă pentru unii. Pentru alții a fost o dată enigmatică, iar pentru alții a fost, bineînțeles, cum se zice de fiecare dată, cartea recordurilor. De ce? Sau, dumne, în iarnă să vezi sporadic, s-a spunea carul, domne, acolo și-a căzut din car tot felul de morcov, ceapă, roșii. Asta, bineînțeles, pe săpadă. Pentru mine este un fenomen natural, știind că acesta este creat în emisfera sudică. Pentru că acolo este vară, iar în toiul verii, sporadicele se țin lanț în partea aceea. Mai este o chestie foarte interesantă care vreau să vă spun, că fenomenul acesta a fost un fenomen mult din hop, deoarece spotul acela se muta începând din Iordania către nord spre Siria. Vă spun că l-am urmărit exact cum se urmărește un meci la televizor, na, ciclism și gastronomie. Bun, ce vreau să vă spun? Și am urmărit eu, după 18, după ce a fost acel spot care l-am avut prin reflexia hopului 2, eu am depistat ceva foarte interesant. Recepția canalului Ribă TV 2 pe sporadic. După care, 3 zile la rând, iarăși diverse spoturi sporadice în banda de 6 metri, adică 50 de MHz, canalul E2 și R1 au indicat semnale. Adică, cum să zic, 5 zile la rând, langa cu sporadic. Bun, aseară n-a fost. O punem și pe data de aseară, pentru că data de aseară este o dată interesantă unde el a zis gata, nu mai pot, m-am manifestat, m-am descărcat. Bun, dacă sporadicele s-au ținut lanț, măi băi, măi oameni, măi băieți, măi pasionați, anul acesta va fi un an plin, de fapt, cum a văzut. Numele de sporadic, de scatere ionosferice și așa mai departe, se vor ține lanț. Am zis eu, bine, anul acesta trebuie să fiu cu ochii în patru. Așa voi face. E, acum, pentru că eu mă manifest, pot să spun, partea aceasta interesantă, ajung să vă spun că pe partea troposferică am început cu un an foarte interesant
pe partea sudestică, pentru că scopul propagărilor s-a modificat față de anul trecut, care indica Băcăreni Galați în partea aceea, iar Radu Erdeli venea cu Sârbii pe partea inversă. Iată că de data aceasta am pornit cu Târgoviștea Bulgărească, bineînțeles cu Demir Coiu, chiar în ziua de 1 ianuarie, toată ziua de 1 ianuarie, 94-5 a indicat TRT-ul de la Demir Coiu. În începutul de an, nu acesta, anul anterior, Băcărenul era absolut în continuu, bineînțeles având mici variații și bineînțeles pe partea aceea și mică. Bun. Deci anul acesta vom avea propagare cu turci, vom avea propagare cu bulgari de prin centru și așa mai departe. E, toate o să fie bune și frumoase, dar eu vreau să vă spun că în momentele următoare voi discuta ceva special cu voi. Haideți să vedem despre ce mesaje este vorba, în mai puțin de 3 secunde. Tânărul inspirat, care este Daniel Zvartoș de la Radio Stil FM. Da, un radio pentru toți, un radio al creației tale, tinere, mi-a luat de tine. Măi, oameni buni, vreau să vă spun de pe acum că îmi place foarte, foarte mult că oamenii se uită pe canalul de YouTube, apreciază, hai să zic între ghilimele, mai pun și un like acolo. Și bineînțeles, avem persoane care sunt foarte interesate de recepția de X. Haideți să dăm citire unui prim mesaj. Am avut un mail sosit de aici, de prin zonă, care spune felul următor. Salutare, domnul Daniel! Sunt din Sibiu și urmăresc recepțiile de pe YouTube încă din 2008. Am observat că după ce ați dat jos antena aceea de UIP, dumneavoastră nu mai faceți recepții de X pe FM. V-ați lăsat de meserie? Vă văd că sunteți pasionat de meteo și gastronomie. Îmi păreți foarte schimbat și nu vă mai recunosc. O să mai faceți recepții de X? Bun, cu stimă Necuce. Este vorba despre domnul Necuce din Sibiu. Noi, la întrebarea aceasta, vreau să vă spun, dragii mei și dragile mele, cum am spus în mai multe materiale, că anul acesta va fi anul în care sporadicul va fi partea importantă a lucrurilor și, bineînțeles, unde o să am prioritatea cea mare. Când o să vină vorba de recepții troposferice și de tot ce a mai fost vorba de scatere și așa mai departe, o să fac în așa fel încât să mă orientez după cerințele voastre ale publicului și o să realizez DX expedițiile sau, bineînțeles, recepții. Nu o să faceți în așa fel încât să mă împingeți, nu o să le aveți. Deci o să fac în așa fel încât ca voi să-mi spuneți ce recepție să fac, ce să caut și voi să vedeți filmul. Da, puteți să faceți și așa, să mă trimiteți să vă arăt turcii de pe 94-5 sau sârbii de pe 94-5 și atât. O să vedeți același film, acel film care l-aș cerut în canal de YouTube, fără nici un fel de alt film. Deci același film rămâne bătut în cuie, care îl spuneți voi. Am dat un exemplu absurd acum, putea să fie, da, vreau să văd Târgoviștea Bulgărească. Bun, doar Târgoviștea Bulgărească, nimic pe lângă. Nu o să mă intereseze absolut nimic. E treaba mea, de ce? Nu o să vă spun de ce, dar v-am spus și vă țin în suspans. Anul acesta este anul în care voi face cele mai multe distracții.
o să fie an de reconstituirea unor propagări mamut, o să fac în așa fel încât să reconstituie propagările, după care o să fac petrecerile de 5 ani în zonele în care m-am distrat. Anul acesta se mai împlinesc în două zone, bineînțeles. 5 ani de zile de DX Expediții. Pe final de an o să fac pe 22, când DXFM România de la centură vă face cei 6 ani, exact pe 22 decembrie o să fac tragerea liniei pe o foaie și o să fac în așa fel încât să spun ce înseamnă și ce a însemnat această perioadă. Ei, măi, oameni buni, eu m-am uitat pe forumuri și am văzut că pe forumuri unul dintre oameni a afirmat că eu m-am retras pe un forum și, bineînțeles, am făcut în așa fel încât să afirm că eu m-am lăsat de DX. Uite că nu este adevărat acest lucru. Eu am afirmat că m-am lăsat de TV DX de WIF, neavând legătură cu banda VHF1, VHF3 și FM. Deci eu m-am lăsat doar de partea de WIF. Pentru că UIF-ul, v-am spus, în 2012 are finalul pentru mine, deoarece toată lumea cârea digital. Eu voi cârea satelit și cu asta am pus punct. Nu credeți? Cu asta o să dau cu pumnul masă. Uite așa să se audă. Am zis gata cu zdreanța asta de UIF, da? Bun, să vă intre dracul la căpățân odată, că dacă nu mai dau odată cu pumnul masă. Până nu vă intre, dau cu pumnul masă de dosărul masă. Da? Bun, ideea este în felul următor. Anul acesta am făcut în așa fel încât să mai mă uit prin spusele lui. Eu am observat foarte multe persoane care vorbeau despre același subiect, adică Zvartoșul este de nerecunoscut și, bineînțeles, nu mai este cum era înainte. Da, este adevărat acest lucru. Vă spun de pe acum, pentru că eu am schimbat modul de viață, dragii mei. Gândiți-vă un singur lucru. Dacă anul trecut eu eram prin bucătărie activ și aveam mai mult timp liber, iată că în acest an 2012 nu mai este așa, s-a schimbat foaia radical. La ora 6:30, 7 maxim, 7:20 eu trebuie să fiu pe brazdă. Da? După care eu încep ziua. Încep ziua cu mâncare, na, haideți să fiu pe șleau. E, mai oameni buni, dacă am avut timpul ăsta anul trecut și v-am adus troposcatri și așa mai departe, anul acesta o să vă spun de pe acum, dacă nu cereți, nu veți avea niciun gram de propagare pe YouTube sau troposcate. Cereți, scrieți mail la zvartosharon@yahoo.com și acolo îmi spuneți, vorbiți cu mine prin mail. Fără a încerca să-mi spuneți mie de Messenger și alte golănii de genul acesta. Messengerul a fost dat uitării, deoarece este o porcărie. Ungere cu nămol înseamnă. Și bineînțeles tortură cu anul 2012, care va fi anul în care va ploua cu proști. De sus, aha, să vă intre dracul la căpățână. Știu eu care sunt persoanele și se știe care sunt, care au torturat cu mesajele lor de apocalipsă, care șterg cu ele pe jos străzile. Băgalea și dero în gură ca să facă clăbuci și minte. Să ducă dracu, porcăria la gunoi. Ideea este în felul următor. Anul acesta sporadicele sunt baza. Sporadicele au prioritate. Și bineînțeles voi, care ați făcut în așa fel încât să apreciați și să urmăriți acest canal de YouTube. Amintirile vă vor rămâne, vă zic de pe acum. Asta este important. Să fiți iubiți și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine de la Zvartoșul. Radio Stil FM. Radio Stil FM. Radio Stil FM. Radio pentru toți. Radio Stil FM. Radio Stil FM, radio pentru toți. Radio Stil FM.